Într-o zi, ei vor schimba România, dar sunt ajutați să facă acest lucru. Au recunoaștere internațională, dar mulți dintre ei se gândesc la credite pentru a studia în străinătate. Ce șanse au cei mai inteligenți tineri de la noi din țară? M-am gândit de multe ori să plec în străinătate la facultate. Dar, sincer, nu am putut să găsesc un avantaj atât de mare încât să se merite să plec de la început cu un împrumut de 30-40 de mii de euro pe care să trebuiască să-l plătesc pe parcursul carierei mele. Adică este o sumă destul de mare și nu știu chiar dacă se merită. Cred că partea financiară este un aspect foarte important pentru tinerii din România, pentru că în zilele noastre banii cam fac foarte mult și dacă nu ai o anumită situație financiară bună, nu prea poți să te afli, din păcate. Sunt admis la două facultăți în Marea Britanie și a doua opțiune ar fi să rămân în țară și să merg la universitate, dar încă nu sunt decis. Ca facultate m-am decis să merg în Marea Britanie pe profilul Computer Science. Am aplicat la 5 universități de acolo, am fost acceptat la 4 și încă aștept de răspuns de la următoarea. Am vrut să plec pentru că, nu știu, simt nevoia de o schimbare și cred că acolo sunt mai multe oportunități și mă pot afla mai ușor. Sunt drăguță de țară și vreau să ajut țara să se dezvolte la fel de mult cum sunt celelalte țări din afară. Eu sunt din Târgu Jiu și am avut o viață destul de simplă și monotonă, datorită orașului, pentru că nu sunt atât de multe activități ca în orașele mari, precum Cluj, București, Timișoara. Să locuiești într-un oraș din provincie chiar ar putea fi un handicap pentru majoritatea tinerilor, pentru că, de exemplu, cum e la noi, nu există niciun eveniment în care te poți dezvolta, nu există conferințe sau lucruri de genul. Singura activitate principală este școala, după care ajungi acasă, faci ceva, temei și te culci. În cel mai bun caz, ieși în oraș la un suc cu prietenii și cam asta e tot ce poți face. Ionuț Duiu nu mai este complexat că vine din provincie. Crede că șansa lui a fost concursul internațional de robotică din Detroit. Experiența din Detroit a fost wow, adică chiar de când am aterizat am rămas surprins prin mărimea, efectiv, și doar mărimea aeroportului, faptul că era metrou în aeroport. Pe mine m-a șocat, fiind un tânăr din Târgu Jiu, care avem doar o linie de autobuze și vă dați seama. Eu stau aproape în centrul orașului și fac 15 minute oriunde. Deci dacă mă sună cineva și zice, bă, vine undeva, așa, da, în 15 minute n-am cum să ne ajung acolo, oricât de aglomerat ar fi. Avantajul românilor, ca să vă spun într-un mod simplu, este faptul că noi avem simțul de a face o inginerie românească. Adică, să vă spun o întrebare puțin amuzantă, noi când am plecat, trebuia să avem bagajul robotului să nu depășească 32 de kg. Dar noi, din anumite motive, n-am aflat asta. Eu personal nu mai fusesem niciodată cu avionul și nu știam exact cum se procedează acolo. Și am ajuns, era ora 4:30 dimineața, trebuia să plecăm, eram ultimii care făceau check-in-ul și am pus robotul pe cântar. Spune doamna de acolo, are 40 de kg. Și noi eram, ok, o să plătim. După care am aflat că de fapt nu aveam ce să facem și dacă nu rezolvam mai puțin de 15 minute, nu mai plecam. Adică robotul rămânea în țară și nu mai aveam cu ce să concurăm. Așa că în acele 15 minute a fost, să zic, un coșmar. Fiecare dintre noi a luat tot ce a putut, un patent și efectiv am tăiat firea, am smuls motoare din robot și le-am băgat în bagajele noastre în speranța că nimic nu se va pierde și vom reuși să trecem oceanul cu ele întregi. Și da, cam am avut parte de foarte mult noroc, niciun bagaj nu s-a pierdut, tot a fost ok, am avut toate piesele și cred că 10 ore, pentru că am zburat și cu două avioane și a fost o diferență de timp de 8 ore, am reușit să reasamblăm robotul la loc și uite, chiar să ajungem până în semifinala de acolo. Tinerii din România învață să se descurce de mici cum pot. Nu au atât de multe lucruri ca cei din străinătate și din cauza asta învățăm să improvizăm foarte mult, să facem inginerii românești și așa devenim noi buni. Nu pot să spun că noi suntem mai deștepți decât ei, pot să spun că suntem la același nivel toți. Ei în plus au o tehnologie un pic mai bună, în plus față de tinerii americani pot să spun că noi suntem mult mai entuziasmați. Am văzut oameni mult mai pasionați decât noi, care ne-au arătat cum să fim mai creativi. E adevărat, sunt foarte mulți care vor să plece în străinătate, deși consider că nu este un avantaj chiar atât de mare. Cred că dacă cineva vrea și își pune ambiția, poate să facă cel puțin același lucru și în România. Cred că voi alege facultatea din București, mai ales Politehnica, pe partea de automatică. Cred că e o facultate care te pregătește foarte mult pentru viitor și, cum să spun, nu-ți impune anumite bariere. În străinătate sunt mai multe uși pe care
care ți se deschid. În România totul depinde numai de elev, ca și acolo să înveți să fie, să-și dea interesul în domeniul pe care l-a ales și să continue mai departe. Adică nu sunt dezavantajele atât de mari pe cât ar crede unii să rămână aici, doar că străinătatea pur și simplu îți oferă mai multe oportunități. România oferă cadrul să te afirmi în țară, însă este mult mai greu. Trebuie să muncești mult mai mult și nu ai atât de multe resurse, din păcate, cum ai în străinătate. După ce voi termina facultatea, sincer, nu m-am gândit ce o să fac. Cred că câțiva ani o să rămân acolo, ca să pot să mă afir, cum am spus. Și după care, eventual, voi reveni în țară și să implementez ce am învățat acolo aici. Eventual, să ajut puțin țara. No, God, please, no! No! Ar fi mai convenabil să rămân în țară, odată din... Odată din cauza aspectului financiar și a doua, probabil pentru că sunt aproape de familie, e mai convenabil pentru mine să nu fiu la distanță. Îmi sură de ideea de a lucra în străinătate, dar nu pe termen lung. Vreau să văd care este mediul din afară și poate eventual să mă întorc. Elevii din România sunt probabil mai determinați și mult mai ambițioși, ați zice. Pur și simplu, dacă fac ceva, o să tragă cu toate forțele să obțină acel ceva. Ceilalți erau mult mai relaxați, aș zice. Suntem atât de determinați să obținem un lucru, chiar dacă nu știm ceva, păi o să învățăm să facem acel lucru. Și dacă nu ne iese, o să încercăm și o să încercăm până reușim să obținem ceea ce vrem. Poate să fie în minus pe partea financiară, ai nevoie de bani, de suport, efectiv. Mulți dintre tinerii din alte țări cred că se adaptează mai ușor la orice situație, pentru că fiind într-o țară mai dezvoltată, a avut șansa de a se izbi, ca să zic așa, de mai multe, nu neapărat probleme, dar de mai multe etape ale vieții care au cerut schimbare. România, la momentul de față, cred că este cam într-un impas. Cred că nimeni nu știe în ce direcție o va lua și nici nu știu sigur ce o să fac după ce o să termin facultatea. Probabil că sunt șanse mari să și plec, cel puțin să experimentez cum este acolo. Vreau de asemenea să aplic și la mai multe internship-uri în timpul verii, să pot să plec în anumite țări să lucrez acolo la diferite companii mari. Dar cred că este posibil să o duci foarte bine și în România. Cred că România este țara posibilităților, nu dacă chiar atât rău, dar stăm destul de ok.